Dacă vrei o vacanță de vis în România, ai de unde alege. Există un loc desprins din povești unde poți avea o experiență de neuitat. Multă verdeață, peisaje extraordinare, un lac și nu numai. Acestea sunt doar o parte dintre lucrurile pe care le poți vedea acolo. Și totuși, despre ce locație este vorba? Un loc care nu este deloc departe de București și nici de Brașov. Zahanaua, situată în județul Prahova, îți va tăia respirația. Vorbim despre un sat, iar deși de la prima vedere numele nu pare să transmită prea multe, cine ajunge acolo se va reîntoarce curând. Zahanaua este situat la 79 de kilometri de București, ori la 118 kilometri de Brașov. De asemenea, cei din Iași vor avea de străbătut 367 de kilometri până aici, iar cei de la Cluj doar 390 de kilometri. Așadar, este aproape de București, la distanță scurtă de alte locuri, accesibil din mai multe orașe și vine ca o idee perfectă pentru weekend. Acest sat oferă o atmosferă romantică, boemă, dar totuși luxoasă. Dacă ajungi aici, uiți de agitație și de stres. O simplă privire către lac te liniștește, iar o plimbare prin natură poate să facă minuni. Iar o locație perfectă pentru cazare este Lacul Verde Resort. Aici se găsesc cascade, lebede, liniște și, evident, confort. De asemenea, camerele sunt cât se poate de luxoase, iar prețurile nu sunt chiar atât de piperate ca în alte locuri din România. Iar pentru cei care vor doar să facă o simplă excursie, locația oferă și un restaurant de lux cu o mâncare deosebită și o gastronomie foarte bine pusă la punct. De asemenea, un alt loc de vis din țară, numit destinația de Smarald, este chiar faimoasa Delta Dunării. Deși mulți români ezită să o viziteze, adevărul este că doar câteva zile petrecute aici pot face cu adevărat minuni, iar asta o confirmă inclusiv turiștii străini. Vine cu un turism rural excelent, cu trasee turistice la pachet, gândite de oameni experimentați, peisaje de poveste și mâncare tradițională. Nu lipsesc obiceiuri și tradiții locale, activități în aer liber sau peștele. Să nu uităm că el este vedeta, relatează fanatic.ro.